Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fii Tânăr. Ca de obicei, am stat de vorbă cu niște tineri talentați, adevărați eroi, fiecare as în domeniul său. În prima parte veți afla cine și cum creează personajele colorate și haioase în cărțile pentru copii, chiar de la ilustratoarea Stella Damaschin Popa, care adoră să ofere culoare, lumină și sens textelor din cărți. Tot în această ediție o veți cunoaște pe Diana Barbas, o tânără pianistă care nu și-a propus să ajungă pe scene mari ale lumii deocamdată, dar pentru care viața fără de muzică nu ar exista. Iar spre final îl vom cunoaște pe urmașul lui Guguță, Max Vangheli, care este nepotul scriitorului Spiridon Vangheli. El nu este pasionat de literatură, în schimb, muzica s-a infiltrat profund în sufletul său. Vă doresc tuturor vizionare plăcută! Stella Damaschin Popa a debutat cu ilustrațiile pentru cartea lui Arcade Suceveanu, Știu ca la școală. Lucrarea i-a fost de bun augur, obținând premiul pentru cea mai reușită prezentare grafică de carte în 2002 la Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret din Chișinău. Ulterior, ilustrațiile sale au prins a curge în diferite manuale și cărți, la fel ca și premiile pentru activitatea sa. Stella este prima ilustratoare de cărți din Moldova care a obținut cea mai înaltă distincție internațională din domeniu, Diploma de Onoare IBBI, ceea ce semnifică inițialele Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret, o organizație afiliată UNESCO fondată în Elveția. Am rugat-o pe ilustratoarea Stella Damaschin Popa să ne arate cum apar micile personaje poznașe în cărțile pentru copii. A venit la întâlnirea noastră cu machetele pe care le păstrează ca pe o relicvă. Spune-mi, te rog, dacă îți reamintești care a fost prima ta carte pe care ai ilustrat-o. Bineînțeles că mi-amintesc, este Știu că la școală, de Arcade Suceveanu, pentru care spuneam că am dormit la propriu la editură, stăteam, lucram în nopțile. Dar oricum mi-aduc cu drag aminte de acea perioadă. Și eu o văd că o mai ai mostra, da? Da. Cartea Știu că la școală a luat cel mai mare premiu pentru ilustrator, cea mai bună prezentare grafică și chiar a fost o surpriză pentru mine, era prima carte și din prima așa un premiu. Deci a fost de un bun augur începutul tău. Ce a urmat după asta? Ce ai reușit să creezi? A urmat foarte multe cărți, dacă sincer chiar nu mai țin minte care după care, până în 2005. În 2005 nu am mai lucrat la editură. Lucram de acasă. Mulțumesc că există internetul și este foarte ușor să comunici, să colaborezi prin internet. Așa, deci acum atelierul de creație e acasă. E acasă, da. Este puțin incomod, dar este acasă. A, este incomod? Credeam că o să spui că este mai ușor să lucrezi acasă. Nu este deloc ușor, este un băț cu două capete, fiindcă pe de parte este ușor, este, nu știu dacă să zic ușor, este un pic mai simplu. Nu trebuie dimineața să te agiți, să te aranjezi, să ieși undeva, să mergi la serviciu, dar, pe de altă parte, mai există toate treburile din casă în jurul tău, lângă tine, la îndemână, care vrei, nu vrei, te ispitesc. Și necesită un anumit timp pe care nu mai dedici ilustrațiilor. Da, bineînțeles, un pic te sustrag, dar pe de altă parte, trebuie să te poți foarte bine organiza, altfel nu reușești să faci nimic. Spune-mi, cât durează de regulă ca să realizezi ilustrația pentru o carte? Totul depinde de volumul cărții, dar durează destul de mult, fiindcă o mare parte din lucru rămâne după, un lucru pe care nu-l vede nimeni și nu-l cunoaște, fiindcă de multe ori cu autorii stăm ori în șir și discutăm, vorbim unde mai bine, cum e mai bine, ce versuri lăsăm, care le scoatem și așa mai departe. Dar durează. Durează uneori mai mult timp îți ia să cauți un personaj sau, în general, cum o să arate o idee, cum o să arate cartea la sfârșit. Trebuie bine gândită din start. Eu sunt curioasă și cred că și cei care vizionează acest reportaj vor să mai vadă ce desene mai ai acolo ascunse. Cu mare drag. Ce sunt niște schițe. Sunt niște ilustrații pentru, în colaborare cu regretatul Laurelia Scobioală.
știind conținutul, deja se apare ideea și despre conceptul cărții. Încep de la scheletul, așa zisul, scheletul cărții, fiindcă eu am nevoie neapărat să știu exact formatul cărții. Și da, deja textul am, atunci eu încerc singur, fiindcă din păcate la noi ilustratorii trebuie să facă chestia asta singur, să-și facă macheta, să-mi aranjez textul. Dacă nu aranjez textul, eu nu știu exact unde trebuie să fie plasat ilustrația, da. Astfel ajunge la editură și se începe hai acolo sau dincolo. Da, pentru mine este foarte important să știu exact unde plasez, unde să fie ilustrația. Astfel, iarăși, cartea este în armonie, textul și ilustrația. Și eu, în felul ăsta, pot și să aleg momentele importante, momentele cheie, și pe care le poți privi cartea și să-ți dai seama ce se întâmplă în cartea asta, chiar până a citi. Adică chiar dacă nu citești textul, da, chiar prin desen, până și citi, îți dai seama da, ce e vorba. Da. Și în felul ăsta eu îmi schițez niște momente, niște ilustrații, le fac în creion. Apoi le scanez și le fac în culoare. Cine are ultimul cuvânt de spus atunci când discutați conceptul cărții? Autorul sau totuși ilustratorul? Ilustratorul răspunde de cum va arăta cartea la final și nu mi s-a întâmplat niciodată ca un autor cu care am colaborat să zic, uite, asta nu-mi place, nu merge. Bineînțeles că eu citesc foarte mult manuscrisul și îl citesc de multe, multe ori înainte de a mă apuca de lucru. Și atunci, vrei, nu vrei, eu simt, trebuie să simt ce scrie și ce cere de autorul. Și atunci este și mai ușor să redau prin ilustrații. Și după cum ziceam, nu a fost niciodată așa să-mi zic cineva cu uite, nu-mi place categoric, nu-mi place asta sau asta. De fiecare dată, din contra, mi spunea, uite, mi-ai citit gândurile, uite, cum ai redat așa, sau cum ți-ai reușit, de unde ai știut. Dar cred că vine cu timpul, cu experiența. Da, s-a întâmplat să, din prima, citind, ți-a venit o idee și pe parcurs ai zis că, nu, cred că modific un pic altfel. Se întâmplă foarte des așa, și nu doar la mine, în general la ilustratori, deoarece o carte, în special, iată așa, una care este are mai multe pagini, uh-huh. Și tu începi într-un fel, când ajungi la sfârșit, ești tentată să faci, să ilustrezi total diferit, dar deja nu mai poți, fiindcă trebuie să păstrezi, cartea trebuie să fie integră. Nu poți ilustra la început așa și la sfârșit. Te referi anume la culori sau chiar și la culorile, conceptul desenilor? Și, da, stilistica ilustrațiilor, fiindcă nu poți să începi să ilustrezi un copilaș cu ochii rotunzi și la sfârșit, nu știu, să ajung copilași care au ochișorii ca un punct, spre exemplu. Stella adaugă culoare, lumină și sens textelor din cărțile pentru copii, activitate care nu este atât de ușoară precum cred mulți cititori. Când eram angajată la editură și intra cineva care lucra în cu totul alt domeniu, adică departe de hartă, și zicea, ce vede bine că voi stați, vă jucați, desenați, dar nimeni nu știe cât este de complicat să faci acest lucru, în primul rând. Se întâmplă uneori, cauți un personaj, îi cauți poziția, îi cauți starea și pentru a putea reda ce textul, proza sau versurile, pentru a putea cât mai bine completa aceste versuri. Și uneori este foarte greu și ia foarte, foarte mult timp. E o muncă migăloasă, adică nu Da, foarte migăloasă. Nu e așa cum pare dintr-o parte. Și nu toată lumea rezistă să stai așa atât de mult locului, fiindcă eu după mine știu. Uneori când sunt în mișcare și am de organizat și aia, și aia, și aia, mult mai mult te reușești. Atunci când te-ai așezat, gata, este foarte migălos și ai nevoie de liniște, de mare concentrare. Exact așa cum un actor se pregătește de rolul lui, eu personal așa mă pregătesc pentru fiecare carte. Trebuie să intru în starea asta și o port cu mine 2-3 luni, jumătate de an, atât cât este nevoie. Și dacă îți permite termenul. Da, și dacă îmi permite termenul și dacă îmi permite, da, dar dacă este un volum foarte mare, mai puțin de 3 luni nu pot să fac fizic. Fiindcă dacă are 30 și ceva sau 40 de pagini, mai puțin de câteva luni, nu am cum să lucrez la ea. Sau lucrez așa, haștea-paștea, ceea ce nu-mi place și nu-i bine, fiindcă copiii simt. Majoritatea dintre noi, da, vedem desenele, poate chiar și le reținem, dar mai puțin ne interesează cine le face. Ai avut așa momente când cineva ți-a zis, tu știi că eu ți-am văzut desenele, dar nu știam că tu le-ai făcut. Nu, mai puțin a fost un caz,
avem niște prieteni care locuiesc la Moscova. Așa. Și eu primind un lot de cărți de la Moscova, cărțile pe care le-am ilustrat eu, cărți de autor, exemplare de autor, prietenul ăsta vine la noi, vine la Chișinău în vizită și eu îi dăruiesc pentru fetița lor o carte. Zic, uite, ea bine că vorbește rusa și îi dăruiesc. El ajunge acasă la Moscova, îmi trimite o poză cu fetița lui care ține în carte ține în mână două exemplare de carte, exact cartea asta. Așa? Și zice, uite, să știi, este una dintre cărțile preferate fetiții mele și eu nu știam că tu ai făcut ilustrațiile. Și ea deja avea o carte, știi, și eu i-am trimis și avea deja două exemplare aceeași carte. Aha, și era una dintre preferatele ei, da. Dar el nu știa că eu am făcut ilustrațiile. Da. Chiar vreau să mă uit la această carte, pentru că este în rusă, este și varianta în română? Nu, este. Deci este special gândită pentru cititorii de acolo. Da, și este o carte foarte interesantă, deosebită prin faptul că, dacă observi, iată, în special aici, este din țesătură. Chiar e țesătură? Da. Dar cum? Ați făcut? Aia, secretul meu. Asta este mănușița fetiței mele. Aha. Da, și așa mai departe. Este și rochița ei, este și tot felul de chestii. Aha. Deci dar acum le-am combinat în așa fel. Este o tehnică combinată în Photoshop și am realizat. E am prima încercare sau asta a nu, fost? Nu, am mai fost, am mai avut, da. Dar aici era lucrări. Și cerințele, în limba rusă se numea lascutne skazki, uh-huh. Și respectiv am folosit această tehnică. Este foarte interesant, este migălos, dar foarte interesant, adică și merită efortul. Apropo, te ajută cumva sau reacțiile fetiților tale te-au ajutat cumva să creezi, să ilustrezi? Mă ajută foarte mult, da, mă ajută foarte mult. Da, ele vin așa, ca printre altele, cum sunt copii, cu un simplu, mama, dar băiețelul ăsta, nu, băiețelul ăsta așa ține un pic capul mai firesc, nu există așa copii. Și eu îmi dau seama dacă a remarcat ceva, înseamnă că trebuie să schimb un pic, da, dar mă ajută foarte mult, fiica mai mare, de la 5 ani lucrează în Photoshop, bine, mersi. Deci chiar ai ajutoare. Chiar am ajutoare. Ea desenează exact așa cum respiră, așa și desenează, se trezește desenând, adorme desenând. Când vrea să se retragă, să mai după școală, să odihnească, să se calmează. Desenă. Da, o salvează desenul. Dar desenează oriunde, toate căietele ei. Și pentru teme și nu pentru teme. Desenează oriunde și pentru tot. Iată, da, și iată aici m-a ajutat cu sirenele, eu le-am colorat după desenele ei. În această carte am folosit chiar desenele lor reale. Uh-huh. Iată asta și asta sunt desenele. Așa cum le-au făcut ele. Da, cum le-au făcut ele. Eu le-am plasat aici pe peretele astea. Ele înseamnă că sunt criticii tăi, primii tăi critici. Da, ele deja... Când ajunge cartea propriu-zisă din tipografie, ele deja o știu de la până la... știu absolut tot. Te-am găsit titlul în cămașa de cireașă și vreau să înțeleg. De fapt, este o broșură, uite că din întreaga lume sunt câte o carte, două. E și Moldova printre toate țările astea incluse în broșura respectivă, dar zi-mi tu mai bine ce e de fapt respectiva broșura. Există o organizație în Elveția, IBBI, așa. Care așa are menirea, există din 1953 și are menirea de a promova carte pentru copii și tineret. Uh-huh. Și iată, ei adună la fiecare 2 ani, adună cei mai buni ilustratori, autori și traducători, cei ce țin de strict de carte pentru copii. Și iată, fiecare țară membră înaintează un scriitor și un ilustrator, autor pentru această nominalizare, să-i spunem. Și autorul este Arcadiu Suceveanu. Iarăși autorul care ți-a purtat noroc. Da, și mai parte încă. Stella, vreau să-ți doresc mult succes în continuare, răbdare și să ai imaginația pe care o înțeleg că există la tine bine dezvoltată. Să corespundă cumva ceea ce ilustrezi tu cu așteptările copiilor și celor care le cumpără cărțile respectivilor. Îți mulțumesc și ție pentru invitație. Cu mare drag!
Diana Barbas este studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A simțit pasiunea pentru muzică din copilărie, când încă nici habar nu avea că pianul va deveni cel mai de preț obiect din casă, pentru că pe atunci nici nu îl avea. În schimb, în prezent, degetele sale se mișcă atât de grațios pe clapele pianului, încât muzica ce se aude ne poartă departe, într-o lume plină de armonie. Desigur, am surprins-o pe tânăra pianistă exersând. Salut! Ce faci tu acum aici? Repet. Repeți. Uite, eu zic să faci o pauză mai mare și să îmi spui ce schimbări ai avut în viața ta de când ai devenit student aici la Academie. Schimbările au început odată ce am început să mă ocup cu muzica. S-a întâmplat de devreme, s-a întâmplat de la 8 ani și am ajuns aici prin muncă. Am început să percep altfel lumea înconjurătoare, am început să aud altfel totul. Nu doar muzica, sunetele din jur, ce se întâmplă în natură, ce se întâmplă peste tot. Asta contează foarte mult, întrucât când ieși pe scenă, trebuie să transmiți nu doar ceea ce compozitorul a vrut să spună, dar și sentimentele proprii. Iar la asta ajută totul, sunetul, auzul ascuțit. Înseamnă că mi-ai auzit pașii și scârțâitul pădelii. Da. Am rugat-o pe Diana să ne descrie legătura strânsă pe care o are cu pianul și ce a determinat-o să nu renunțe nicio clipă la visul de a se realiza pe plan muzical. Vreau să-ți amintești când ai cântat prima dată sau când te-ai așezat cu notele în față la un pian. Eram deja la școală muzicală, însă nu aveam un pian. În septembrie am mers la școală muzicală și peste ceva timp, peste 2-3 luni, părinții mi-au cumpărat un pian și atunci am și început să învăț notele. Țin minte chiar prima seară când profesoara mi-a explicat mâna dreaptă, mâna stângă. M-am dus acasă să compun și compuneam muzică, compuneam pe logica mea și erau cântece cu denumiri, tot în regulă cum se face, cu măsură de tact, cu totul. Și apoi au mers și piesele date de profesoară, cu care am pregătit primul program pentru concurs și examen pentru anul final, pentru mai. Da, ai mers la școală muzicală pentru că simțeai tu dragoste față de muzică sau au observat părinții ceva? Părinții au observat că mereu cântam cu vocea. Cântam și intonam corect și părinții au spus, de ce să nu dăm la școală muzicală? Uite, m-au întrebat, vrei? Zic, vreau, dar să încerc. Și sora mea cânta pe atunci la vioară și mi-era interesant să văd cu ce se mănâncă tot chestia asta. Și așa a început. Tu ai absolvit un liceu cu profil real și acum, dacă ar fi să o iei de la un capăt, ar trebui să-ți alegi o facultate, ai avea aceeași opțiune sau alta? În timpul clasei a 12 am făcut și un an de curs preuniversitar ca să fiu aici la ciclul 1. Și paralel cu liceul făceam și universitate, așa că mi-a fost mai simplu să mă acomodez. Este diferit faptul că ne aflăm în muzică. Mai mulți studenți, majoritatea studenților fac teorie, dar la noi e absolut totul practică. Practică și practică.
care se întâlnește oriunde. La radio, muzică, afară muzică, aici muzică și... Asta e ceea ce ne deosebește. Tot aici aș veni. Chiar vroiam să te întreb acasă, pentru că știi, unii zic că nu, că am nevoie de liniște măcar acasă. Tu cum faci? Acasă e liniște sau dimpotrivă e aceeași muzicalitate, note de pian, toate astea continuă? Acasă repet în mare parte, pentru că acasă îmi am pianul meu, la care învăț tot timpul. Și acasă liniște nu e. Sărmanii vecini, da? Vecinilor le place, după câte mi-au spus, și părinții tot iubesc, s-au obișnuit, cel puțin în 10-12 ani de când fac asta. Și da, mai trec vecini pe stradă și îmi spun, uite ce muzică aveți aici, e vie. Sau copiii mă întreabă, aveți o sală? Aveți o sală de muzică cu pian? Nu, am doar un pian la care învăț. Spune-mi câte ore nu cânti pe zi. Câte ore nu cânt? Cred că orele de somn și de drum acasă, academie, asta nu le cânt. În alt timp, în permanență, cânt. Descifrez din propria curiozitate, diferite lucrări, opere. Ce simți în momentul când ești în scenă, în fața unui pian și un public care te ascultă? Mă concentrez la ceea ce vreau să redau, asta e așa, pur teoretic. Chiar trăiesc momentul și mă gândesc, mă ia gândul la persoane din viața mea, la familie, la oameni care sunt importanți pentru mine și mă gândesc că îmi imaginez că le cânt lor. Asta ajută foarte mult în cazul în care transmiți ceva. Iar dacă asta este viu, ajunge și la public. Toate nuanțele care sunt scrise în note, scrise cu aceleași litere, dar au semnificații diferite pentru fiecare compozitor aparte și este cel mai complicat să găsești acel caracter și să reușești să-l transmiți, să-l transmiți ascultătorului, pentru că asta și face diferența. Trebuie să fii un tot întreg cu pianul, cu ceea ce cânti. Da, este asta și trebuie să poți îmblânzi pianul ca să reușești să fii un tot întreg cu el. Pentru că interpretarea este ansamblu între suflet și ceea ce este acolo, între mecanismul ăsta. Trebuie să știi cum să scoți din el sunetul ca să sune așa cum ai nevoie tu. Și da, devenim un ansamblu cu instrumentul. Da, depinde de dispoziția pe care o ai, de exemplu, aceeași lucrare o cânti când ești vesel într-un mod și când ești trist în altul? Trebuie... Pianistul nu are voie să cânte în aceeași dispoziție trei lucrări. E ca actoria. Să poți să-ți strângi, să te concentrezi asupra caracterului și să cânti așa cum trebuie să fie interpretat. Și suntem dresați pe parcursul anilor să facem asta. Dresați în ghilimele. Suntem învățați. Spune-mi, lucrările cărui compozitor sunt mai aproape, așa, după specificul lui? Frédéric Chopin și Alexander Scriabin. Sunt din perioade diferite, dar au o anumită sensibilitate care
o înțeleg și o simt. Diana, spune-mi, pentru că în viața pianiștilor sunt momente când, uite, ai senzația, gata, nu mai vrei aici, vreau să fac un stop. Tu ai avut așa situații? Am avut de mult când am absolvit școala muzicală. Eram copil și nu îmi dădeam seama de cât de mult asta poate să-mi aducă. A urmat un concert la care m-a chemat să cânt profesoara care m-a învățat pianul în școala muzicală. A observat în mine cu totul altă manieră de interpretare și mi-a recomandat să merg mai departe. Asta am și făcut și într-adevăr am simțit că pot și trebuie să merg. Și de atunci nu m-am mai oprit. N-am mai avut așa, că nu mă vreau. Indiferent de volumul de lucru, indiferent de teancul de note, am spus că merg mai departe orice ar fi, pentru că asta e viața mea. Diana, eu îți doresc să menții această stare, da? Clipirea asta din ochi pe care o admir acum și văd în ea o clipire de artist, da? Să o menții și să ne inviți neapărat la un concert solo. Sigur, neapărat. Știi, arde ca un foc în interior și asta menține. Max Vanghelie este un DJ care s-a afirmat în Statele Unite ale Americii, fiind conaționalul nostru, urmașul lui Guguță, personajul creat de bunelul său, Spiridon Vanghelie, care este citit în întreaga lume, fiind tradus în circa 40 de limbi, astfel aventurile lui Guguță sunt cunoscute pe întregul glob pământesc. Iar mai nou despre Guguță vor afla mai multe, în primul rând, în America, pentru că Max Vanghelie își propune să-l promoveze pe poznașul cu cușma sa de iarnă prin muzica sa. Scena muzicii electronice abundă de numeroși DJ care încearcă să depășească granițele țării de origine și să atingă popularitate în întreaga lume. Max Vanghelie, conaționalul nostru stabilit cu traiul în SUA, a intrat în această lume din întâmplare, însă acum recunoaște că nu a greșit alegerea sa. Max, spune-mi cum ai ajuns să pleci din țară și să te stabilești acolo în America, unde ai și reușit să faci o carieră. Да, я переехал в Америку, мне было 12 лет, и то есть переехал по причине, потому что родители переехали на самом деле, то есть по работе. И то есть в таком возрасте меня никто не спрашивал. И приехал в Америку, и уже когда поступил в университет, я начал увлекаться музыкой. То есть это было на 4-м курсе университета. То есть довольно-таки поздно я на самом деле начал заниматься музыкой, так получилось, то что увлекся и зажегся, так сказать. И вот на последнем курсе университета я начал диджеить. И когда вот родители меня спрашивали уже, чем я хотел заняться после университета, то есть они были в шоке, когда я им сообщил, то, что я хочу стать музыкантом.
И вот так вот и получилась карьера. То есть со временем вот начинал после университета. Че факультеты я абсолютно? На бизнес-экономику учился. То есть с музыкой там ничего связано не было на самом деле. Да. И заканчивал университет я в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Pe parcurs părinții s-au împăcat cu ideea că tu ești un DJ și ce faci, îți place? У меня вся семья врачей, и для то есть это было проблематично объяснить. Стать музыкантом, который зарабатывает деньги, это просто нереально, это практически невозможно. Даже вот когда у меня будут дети, если мне, скажем, там мой сын или дочь скажет, что они хотят заняться музыкой, я бы, хотя я этим занимаюсь, я бы был категорически против, потому что я знаю, насколько это тяжело. То есть, если бы я даже тогда, когда начинал, знал бы настолько, ну, как, вот эти вот все шаги, которые вот надо вот пройти, этапы вот эти все в карьере, я бы, наверное, не стал бы заниматься этим, потому что это просто нереально тяжело. И я теперь я понимаю своих родителей, почему они там хотели бы, чтобы я там стал каким-то, не знаю, там хирургом. То есть первые пару лет вообще было тяжело, потому что я деньги не зарабатывал. То есть сидел на шее родителей и диджеял. То есть после университета. То есть я закончил один из самых лучших университетов в Калифорнии, чтобы стать диджеем. А зачем я заканчивал этот университет, никто не знает. И он не бесплатный, кстати. Очень дорогой. Ce-a fost cel mai greu pentru că în momentul când ai noștri pleacă, unde depinde acum, fie în America, fie în altă parte, le este foarte greu la început. Cum ți-a fost ție? Во-первых, язык не знал. Вот с языком была проблема. Хотя я учил английский в Кишиневе, но я когда приехал в Америку, я понял то, что я ничего на самом деле не понимаю. Но со временем, то есть после того, как уже выучил язык, то есть легче становится. И мне кажется то, что я более комфортно чувствую себя даже в Америке на сегодняшний день, чем когда я приезжаю даже в Кишинев, потому что я уже столько лет там нахожусь. Для меня там, то есть это уже как дом по большому счету. То есть мне теперь уже вот в Молдавии даже чуть-чуть тяжело иногда. То есть, ну как, не то что тяжело, просто это другой мир вообще по большому счету. Во-первых, у нас, то есть холода не бывает, то есть надо, когда приезжаю в Кишинев, постоянно надо там новую обувь, шуба, дубленки, все это дело. То есть в Америке просто попроще в этом плане, в Калифорнии, не то что в Америке, в Калифорнии, где я вырос. А так в этом плане в Америке очень легко жить просто, то есть если знаешь язык, намного проще, чем в Молдавии, честно вам сказать. Dar anume de aici, din țara sa natală, s-a inspirat și m-a lipsit de ceea ce avea să devină marea sa pasiune – muzica electronică. В Европе танцевальная музыка очень развита была вот в то время, в Америке еще не было, то есть никто не слушал еще. И вот я когда приезжал в Кишинев, и мы ходили в клубы, вот на самом деле вот с этого всего начиналось. И я многую музыку привозил из Европы туда и показывал всем в университетах, там, вот в университете своем. И начал диджеять, и после того, как я закончил университет, я переехал назад в Сан-Франциско. И в Сан-Франциско там уже более развито все в плане танцевальной музыки. И вот там я уже начал свою карьеру, когда начал выступать в клубах и понял то, что мне это очень понравилось, так сказать. И я вот начал этим заниматься. Este de neconceput ca un DJ de succes să nu producă muzică. Astfel, Max și-a dat frâu liber la activitatea de producător, renunțând la multe nopți de distracție pentru a sta în studio și a munci. Три я диджеял вот в Сан-Франциско, то есть в местных клубах, и вот тогда вот уже когда начал развивать
свою музыкальную карьеру как продюсер, и вот тогда вот у меня уже все начало уже потихоньку развиваться, там, ездить в разные города первоначально, и потом со временем уже в другие страны мира. În ce țări ai reușit să ajungi și lucrările tale unde pot fi auzite? На сегодняшний день я уже по большому счету был везде, выступал везде по всему миру, то есть Я даже не знаю, где я еще не выступал, честно вам сказать. И то есть на туры ездил со всеми тоже известными диджеями, там, с Тиесто, работал с Тиесто, у нас даже общая работа даже с ним есть. Я знаю то, что он в Молдавии тоже выступал пару раз. Swedish House Mafia тоже была известная группа, с ними ездил по всему миру, с Cascade, тоже известный диджей. Сейчас вот я работаю с Арманом Бюреном тоже вместе, в одной компании мы вместе работаем. То есть по большому счету со всеми работал. То есть в этой индустрии я работал со всеми. То есть так получилось, то, что мне очень, так сказать, повезло. И вот в этом плане... Я даже не знаю, с кем я не выступал. Fiecare carieră presupune o anumită țintă, da? Ce visai tu atunci când ai încercat și ai înțeles că îți place să faci muzică? Unde vrei să ajungi? Я когда начинал свою карьеру, у меня была мечта выступить на Sensation White, это известный фестиваль европейский. И то есть я смотрел там по YouTube, смотрел разные видео, то есть это была моя мечта, я никогда не думал, что это произойдет на самом деле. И в 2011 году или 2011, по-моему, я выступил на первом Sensation White в Амстердаме. Это примерно 55 тысяч людей, то есть огромный фестиваль. Для меня это был... То есть это был пик, для меня это был пик, и с тех пор, то есть я уже, по-моему, 5 или 6 раз выступал на Sensation White. Это фестиваль, который они по всему миру раскручивают этот бренд. И первый Sensation White в Дубае у меня тоже был пару лет назад. То есть для меня вот Sensation White, вот этот фестиваль, это была моя мечта. И я очень рад, что у меня получилось достичь. Și ulterior ai avut alte vârfuri, să zic așa, adică alte participări în altă parte decât la acest festival? Тяжело найти другие высоты, потому что я выступал уже везде. То есть Tomorrowland, вот известный фестиваль в Бельгии, это самый большой, но я там выступал, я не знаю, сколько раз, наверное, раз 10. Сейчас, то есть у меня более цели сейчас развитие вот именно в музыке, а не в выступлениях. Я не знаю, там круче, то есть продюсерством заниматься, там, я не знаю, работать с более известными музыкантами, которые не в моей индустрии, то есть я не знаю, там с поп-музыкой связано, или там с рок-музыкой, или с хип-хопом. То есть вот я сейчас вот в таких проектах более заинтересован, чем именно работать только в электронной музыке, в которой вот я вот всю свою жизнь провел. See you.
Moldova este în continuare sursa lui de inspirație. Revine de atâtea ori la Chișinău cu scopul de a se revigora fără eforturi mari. Воспоминания очень приятная вещь, вещь такая, когда вот видишь вот знакомые места или которые вот которые ты уже ты помнишь 20 лет спустя. И даже вот в старый двор, вот в школу тоже 60-ю на ботанику я ездил посмотреть, где там я учился. Иногда встречаешься там со своими одноклассниками, которых ты даже не узнаешь на самом деле. Я приехал сюда, чтобы получить какие-то новые вдохновления. Este adevărat că intenționezi să-l implici și pe Guguță, da? Să apară și eroul Guguță în unele lucrări? Ну да. Не, ну насчет Гугуца, кстати, весь мир знает. Ну, я не знаю насчет американцев, но Европа 100%. И хотелось бы как-то, так сказать, раскрутить, не то что раскрутить, показать просто свои корни и, то есть, распространить чуть-чуть, то есть, свой, так сказать, семейную достойность по всему миру. Нарисовать, чтобы какой-то, так сказать, герой в каком-то танцевальном виде можно, то есть это не проблема, то есть это как знаете, как мультики вот делают там со Шреком, где они начинают там танцевать или что-то в этом роде, и там, я не знаю, с какой-то дудочкой или что-то в этом роде, то есть там кучу разных вариантов, которые можно придумать. И то есть там дорисовать какие-то инструменты или что-то в этом роде. То есть главное, чтобы шапка была на месте. În Moldova, când ești, adică ai prieteni care sunt în domeniul muzicii, ai cu cine să colaborezi aici când revii? Мне очень нравится Carlos Dreams. Я вот послушал парочку его песен, вот я в прошлый раз, когда приезжал, мне вот бренд вообще очень нравится, и если была бы возможность, я бы хотел бы встретиться и поработать, показать ему, чем я занимаюсь. Был бы очень интересный проект. То есть молодец, то есть в правильном направлении. Ce planuri ai pentru viitor? Я сейчас, то есть приехал в Молдавию, я сейчас заканчиваю свой альбом сольный. И я подготавливаю выпуск, мне кажется, может быть, до следующего лета. И вот сейчас приехал в Кишинев получить какой-то, не знаю, какие-то новые, может быть, какие-то идеи музыкальные. Мне когда вот меняешь атмосферу, очень часто приходят какие-то новые музыкальные, так сказать, идеи. Вот я сейчас в студии работаю, заканчиваю кучу материала, вот, и развивать бренд свой чуть в Молдавии тут, так сказать, ну, это для себя, то есть это не для какого-то там коммерческого, так сказать, в плане это, но просто приятно, то есть когда вот у тебя есть поддержка, то есть у меня вот в этом году это самая такая вот большая цель, это то есть получить вот эту вот поддержку своей страны в Молдавии и подучить молдавский тоже поможет в этом плане, мне кажется, да, а то так. И вот сейчас вот закончить альбом, мне кажется, и поехать в тур с этим альбомом, я надеюсь, и в Молдавию тоже вернуться, то есть с какими-то выступлениями, то есть это вот моя цель сейчас вот в 2017 году. Dragi prieteni, emisiunea noastră a ajuns la final. Este timpul să ne luăm rămas bun. Vă reamintesc că reportajele pot fi vizionate oricând pe site-ul televiziunii, secțiunea emisiuni Fii Tânăr sau pe pagina noastră de Facebook. Până data viitoare, aveți grijă de voi și vă doresc un weekend minunat. Pe curând!